ședința Guvernului, facem declarații de presă cu cele mai importante decizii ale Guvernului. Astăzi, executivul s-a întrunit în Cahul. Am spus că vom merge în ședințele Guvernului în teritoriu, pentru ca să avem o legătură mai bună cu autoritățile publice locale, cu oamenii din regiuni, să vedem cum se implementează deciziile Guvernului în realitate, care sunt problemele cu care se confruntă oamenii, ce putem face mai bine, cum prioritizăm lucrurile care au un impact imediat asupra bunăstării oamenilor. Și iată că la două luni după ședința Guvernului la Bălți, am venit la Cahul, vom merge și în continuare cu ședințele Guvernului în regiuni. De asemenea, am promis că vom implica administrația publică locală în luarea deciziilor care o privesc și, pe lângă faptul că am transmis proiectele de acte normative pentru consultare și avizare în procedura obișnuită de transparență decizională, astăzi am decis și să reinstituim comisiile paritare cu participarea asociațiilor autorităților publice locale, în primul rând Congresului Autorităților Publice Locale, și în aceste comisii paritare vom discuta subiecte care vizează interesele autorităților locale. Tot în ședința de astăzi, la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, am aprobat două hotărâri importante în domeniul social. În primul rând, privind acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, dar și cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social. Am vorbit cu oamenii din mai multe regiuni despre problemele și percepțiile programului de ajutor social. Am venit cu modificarea legii, acum venim cu modificarea actelor normative subordonate, pentru ca programul de ajutor social să nu creeze o dependență de ajutorul statului, să încurajeze munca și în același timp să ajute mai mult familiile cu copii. De asemenea, am aprobat un nou mecanism pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale, precum și Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030. Este o strategie națională focusată pe oameni, un veritabil proiect de țară care reflectă viziunea, necesitățile și aspirațiile oamenilor. Am avut un proces de consultare foarte larg, am avut un interes mare pentru această strategie și îl voi lăsa pe domnul Udrea să ne ofere mai multe detalii un pic mai târziu. Tot astăzi am aprobat raportul semianual privind executarea bugetului public național și componentelor acestuia pentru anul 2022. Raportul conține informații privind veniturile, cheltuielile, soldul mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat și este un raport care merge la Parlament pentru aprobare. De asemenea, Cabinetul de Ministri a aprobat strategie de dezvoltare în domeniul afacerilor interne pentru anii 2022-2030. Este o abordare nouă a domeniilor specifice sistemului afacerilor interne, cu accent pe efectele și beneficiile care se produc pentru cetățeni, astfel încât mediul social să rămână sigur și stabil, iar nivelul infracționalității să fie menținut scăzut. La fel a fost aprobat planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclu 3, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023. Deci au fost crescute bursele pentru studenții doctorați. Potrivit modificărilor, bursele pentru studenții doctoranți din anul 1 vor constitui 1.430 de lei, pentru cei din anul 2, 1.570 de lei, iar studenții anului 3 vor primi 1.720 de lei lunar. Vreau să spun că lucrul nostru pentru interesele oamenilor din raionul Cahul nu s-a încheiat aici. Astăzi am luat decizia de a transmite anumite clădiri
de exemplu, autorităților publice locale din satul Slobozia Mare, pentru ca să facem un centru unic de prestare a serviciilor, cum există și în alte sate, ca serviciile publice să fie mai aproape de cetățeni, să nu fie nevoiți oamenii să meargă la 50 de kilometri la centrul multifuncțional Cahul. Dar, în același timp, discutăm cu domnul primar Dandiș și despre transmiterea altor bunuri care ar putea intra în circuitul economic al localității. Este vorba și despre terenuri care ar putea fi utilizate pentru oameni și despre clădiri care ar putea crea oportunități economice. Și închei prin a-l mulțumi pe domnul Dandiș, Oficiul Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, autoritățile publice locale și toți care au fost implicați în pregătirea acestei ședințe de guvern. Repet, este o posibilitate să prioritizăm și să ne concentrăm pe problemele reale ale oamenilor la nivel local. Vom continua această practică și în viitor și cu aceasta îi ofer cuvântul domnului Rud. Vă rog. Mulțumim, stimată doamnă prim-ministru, stimați reprezentanți ai presei, stimați cetățeni, bună ziua! Astăzi am aprobat Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030. Am ales să luăm această decizie la Cahul, deoarece aceasta nu este un document al guvernării, ci al întregii țări și exprimă dorința oamenilor de a trăi mai bine și mai calitativ. În următorii 7 ani vom munci toți împreună pentru a avea școli moderne, spitale, care vor presta servicii medicale calitative, nu doar la Chișinău, ci și în acest caz în municipiul Cahul și în toată țara. Vom dezvolta infrastructura satelor și orașelor, asigurând rețele de canalizare și asigurare cu apă pentru toate localitățile, cu mai mult de 15.000 de locuitori. Avem ambiția de a construi autostrada Chișinău-Iași și, desigur, vom repara drumurile, vom face mai multe poduri peste Prut, vom susține economia și vom promova valorile și patrimoniul Republicii Moldova pentru a demonstra, repetat, că deși suntem o țară mică, avem o inimă mare. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030 reprezintă baza solidă pentru alte documente naționale importante de politici publice și politici bugetare. De asemenea, de astăzi, inițiem dialogul direct și activ cu administrația publică locală în cadrul Comisiei Paritare pentru Descentralizare, odată cu aprobarea acestei hotărâri de guvern. Conform dispozițiilor și prevederilor hotărârii de guvern, autoritățile publice locale vor fi desemnate de către Congresul Autorităților Publice Locale în decurs de 15 zile. În data ce avem acele nominalizări, imediat vom organiza o primă ședință a Comisiei. De asemenea, la ședința de astăzi am venit cu noutăți bune pentru organizațiile neguvernamentale, aprobând regulamentul cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabil a proiectelor organizațiilor necomerciale. Până acum, o astfel de posibilitate a avut Ministerul Culturii sau Ministerul Educației pentru anumite proiecte specifice. De acum încolo, o astfel de posibilitate o vor avea atât autoritățile publice centrale cât și cele locale în contractarea de servicii și lucrări de la organizațiile necomerciale. Hotărârile pe care le-am aprobat astăzi în ședință consolidează și mai mult colaborarea administrației publice centrale cu cea locală, ori ne dorim ca deciziile luate de guvern să fie reprezentative pentru toată țara, iar implementarea lor să fie asigurată prin consens de toate părțile implicate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult! Urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. S-au discutat mai multe subiecte ce se referă nemijlocit la Cahul, inclusiv modernizarea acestei universități, reparația căminului sau reconstrucția căminului studențesc, spitalul, reabilitarea căi ferate care a fost afectată de alunicarea de teren. Care sunt posibilitățile ca aceste proiecte să fie realizate cât mai curând posibil? Pentru că, de exemplu, domnul Spână spunea că la reabilitarea căi ferate o să dureze mai mult timp. Dar și inclusiv și spitalul. Evident, proiectele mari de infrastructură durează. Am vorbit despre consecințele
grabei sau documentelor de proiectare necalitativă, chiar în cazul acestei surperi de teren care a dus la probleme cu tronsonul de cale ferată spre Giurgiulești. Deci, am vorbit în ședința Guvernului despre termenii concreți la care se angajează miniștrii pentru a construi spitalul de la Cahul, de exemplu, sau pentru a reabilita tronsoane de drum. Acești termeni deci au fost vociferați, într-adevăr va dura. De exemplu, în privința căminului numărul 3, vom examina a universității, vom examina includerea costurilor de reabilitare în propunerile noastre pentru finanțare din partea României în cadrul acelui acord de 100 de milioane de euro și în dependență de această evaluare și în dependență de orarul de dezbursare a banilor vom avea aceste proiecte de infrastructură finalizate. Dar ele durează câțiva ani. Astăzi ANRE a aprobat un nou tarif pentru gaz natural, 29 de lei și 27 de bani, tarif care va intra în vigoare de la 1 octombrie. Cum credeți că o să fac față oamenilor acestui tarif și dacă vă așteptați că oamenii nu o să poată să achite sau nu o să vrea să achite acest nou tarif, care este mai mare peste 6 lei față de anterior? Într-adevăr, trebuie să întrebați ANRE-ul cum s-a ajuns la aceste calcule. Vedem că cresc prețurile la nivel internațional, dar în același timp ne dăm seama că este o limită cât pot să-și permită oamenii. Anume de aceea, guvernul vine cu aceste programe de ajutor pentru oameni. Anul trecut, vă reamintesc, am orientat circa sau peste 1,7 miliarde de lei pentru gospodăriile casnice și peste 600 de milioane de lei pentru antreprenori, pentru a compensa creșterea de tarif la gazele naturale și energia termică. Anul acesta lucrăm la programul de vulnerabilitate energetică și vom examina posibilitățile de a susține financiar oamenii să-și plătească facturile. În același timp, sezonul de încălzire nu a început. Avem aceste costuri mari de achiziții. Așteptăm 1 octombrie să trecem la o nouă formulă care să ne ofere un preț avantajos. Urmărim piețele internaționale, dar eu îndemn toată lumea să fim solidari și să ne preocupe pe toții eficiența energetică. Am văzut, de exemplu, ieri o școală din Strășeni, este vorba despre liceul Ion Vatamanu, care a fost izolat termic cu susținerea unui proiect a Uniunii Europene și mi-au spus directoarea liceului și antreprenorul care a lucrat la izolarea termică că acest proiect de eficientizare energetică a asigurat că în pofida creșterii tarifelor cheltuielile liceului pentru energie au rămas la fel ca și în anii trecuți. Deci eficientizarea consumului poate duce la economii. Noi facem totul posibil pentru ca să avem alternative pentru gazele naturale, de exemplu, vom trece termoelectrica și încălzirea termică de la Chișinău la Păcură. Conectăm toate instituțiile publice la sistemul centralizat ca să fie mai eficientă utilizarea energiei. În același timp venim cu aceste compensații pentru ca oamenii să-și poată plăti factura. Dar, într-adevăr, este un preț exorbitant. Odată cu de la 1 octombrie se schimbă formula de calcul, credeți că ar trebui oarecum ANRE să mai revină odată asupra
acestui tarif care a fost aprobat acum, din octombrie, dacă se schimbă această formulă? Eu cred că trebuie să existe o metodologie consultată pe larg cu toți experții, toți cei care cunosc subiectul în energetic, deci toți experții în energie, experții financiari, deci toată lumea trebuie să contribuie, după care tariful trebuie să fie stabilit din nou conform unei metodologii clare și în consultare cu oamenii. Referitor la mecanismul de compensație, știm că încă nu este deocamdată definitivat, sunt consultările publice, totuși iarna este aproape. Se va reuși să se ofere mai multă claritate oamenilor cum vor trebui să procedeze? Domnul Spătaru a vorbit despre asta de mai multe ori, foarte clar. De aceea eu vă rog să urmăriți și să să informăm cetățenii împreună. Deci, da, suntem în consultarea actelor normative, dar deci mecanismul propriu zis va fi anunțat de domnul Spătaru într-o conferință de presă la începutul lunii octombrie. La această conferință de presă, dumnealui va explica de-a fi răpăr cum se va petrece colectarea datelor și stabilirea parametrelor acestui program. Noi acum consultăm public toate actele normative. La începutul lui octombrie vom comunica despre platforma de compensații propriu-zis. Doamna ministru, bună ziua! Hotnogu Vitalie, TV Moldova. Cum comentați mobilizarea parțială anunțată de Rusia și intenția Kremlinului de a organiza referendumuri de anexare a teritoriilor Ucrainei ocupate? Și care sunt riscurile pentru cetățenii Republicii Moldova? Ne îngrijorează mobilizarea parțială anunțată. Este vorba despre un număr semnificativ de oameni care ar putea veni și deci s-ar putea implica în război și aceasta ar duce la escaladarea războiului, un lucru pe care noi nu ni-l dorim. Întotdeauna am pledat pentru pace în regiune, vedem consecințele absolut dezastruoase a acestui război injust a Rusiei împotriva Ucrainei. Vreau să condamn foarte ferm aceste așa numite referendumuri și în acest context să reiterez susținerea Guvernului Republicii Moldova pentru independență, suveranitate și integritate teritorială a Ucrainei. Președintele rus a amenințat din nou cu folosirea armei nucleare. Care sunt pericolele pentru Republica Moldova, pentru cetățeni și dacă nu credeți că ar fi nevoie de o campanie de informare pentru populație, ce trebuie să facă în aceste cazuri? În primul rând, îndemnul meu este la calm. Este o amenințare pe care, din nou, o condamn foarte ferm. Asemenea, lucruri sunt ceva ieșit din comun, care nu se supune regulilor dreptului internațional. De aceea, încă o dată, noi vrem pace. Noi vrem ca acest război să se termine. El duce la consecințe foarte grave, nu doar în termeni de vieți umane în Ucraina, dar vedem consecințele și asupra noastră, asupra moldovenilor, asupra bunăstării oamenilor care, de fapt, unica ce își doresc este dezvoltarea țării și un viitor mai bun pentru dânsii și pentru copiilor. Noi avem, dacă vă uitați pe site-ul IGSU, sunt anumite ghiduri, sunt anumite informații, dar ele, cumva, știți, sunt abstracte. Eu foarte mult îmi doresc, în primul rând, ca să nu se ajungă la așa ceva. Vă mulțumesc! Aici încheiem conferința de presă. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi frumoasă. Vă mulțumesc!